Bine ați revenit, dragilor! Promisiunea e promisiune, trebuie să ne ținem de ea, așa că astăzi vorbim despre Cartea Oglinzilor a lui Eugen Ovidiu Chirovici. V-am promis că o să vorbesc despre ea imediat după ce am terminat de citit și am făcut recenzia la Cartea Secretelor, semnată de același autor. Vă spuneam atunci că acest Chirovici a reușit să-mi demonteze cumva o prejudecată legată de autorii români, cum că au toți același stil tradițional, cumva, care mie nu-mi place. Ei bine, Chirovici parcă, nu știu, este ieșit din tip. Iar cu această carte, Cartea Oglinzilor, pe care a scris-o mai întâi în limba engleză, The Book of Mirrors, dacă vă sună mai cunoscut, pur și simplu i-a dat și pe alții, pe străini, pe spate. Este un thriller psihologic, la fel cum este și Cartea Secretelor, iar povestea cumva se aseamănă, după cum puteți observa, chiar și coperta seamănă foarte mult cu cea din Cartea Secretelor. Despre ce este vorba în această carte? Să începem cu asta. Avem de-a face cu un bărbat care își dorește să devină scriitor, așa că trimite un fragment din manuscrisul său unei agenții literare. Trimite undeva la 80 de pagini, deci nu este manuscrisul complet, însă felul în care se încheie acest manuscris te dă pe tine cititor peste cap, dar bineînțeles că îl va da și pe agentul literar, care are misiunea să decidă dacă acea carte merită publicată sau nu. Despre ce e vorba în manuscris? Îl avem pe autorul manuscrisului în anii studenției, pe numele lui Richard, care în 1987 ajunge să locuiască împreună cu Laura, sau Laura, dacă vreți să-i spuneți românește. Cei doi sunt studenți, iar Laura se mută acolo în chirie, în aceeași locuință cu Richard. Cei doi se înțeleg foarte bine, au gusturi comune și de la Richard, din manuscris, aflăm că cei doi încep să aibă o relație la un moment dat. Laura, de cealaltă parte, are o relație destul de apropiată cu unul dintre profesorii ei universitari, însă ea susține că nu e nimic mai mult de atât. Cei doi, Laura și profesorul său, care se numește, numai un pic că mi-am scris aici, Joseph se numește profesorul universitar, pregătesc chiar publicarea unei cărți împreună. Asta aflăm din manuscrisul respectiv. La un moment dat și Richard ajunge să-l cunoască pe acest profesor de psihologie, renumit la vremurile respective, și chiar primește un fel de slujbă din partea lui, adică Richard având nevoie de bani, profesorul se oferă să îl ajute și îl pune să-i reorganizeze cumva biblioteca, să o digitalizeze practic, să-i salveze volumele într-o anumită ordine pe calculator. La un moment dat îi dă chiar și un rând de chei lui Richard, astfel încât acesta să-și poată continua treaba și atunci când profesorul nu este acasă. Un rând de chei aflăm însă că are și Laura la dispoziție, așadar lucrurile se complică un pic. Ba mai mult, mai apare un alt personaj, genul de bărbat bun la toate, care se ocupă de reparații prin casă și despre care aflăm că are un trecut nu tocmai bun, pentru că a avut de-a face cu uciderea soției sale sau cel puțin a fost condamnat pentru treaba asta, însă el nu și-a recunoscut niciodată vinovăția. Atunci, la momentul respectiv, când a fost anchetată moartea soției lui, profesorul universitar Joseph reușește să-l scape cumva de închisoarea tradițională și să-l trimită la un spital de psihiatrie, susținând că are anumite probleme de memorie. Apropo, această carte pe asta se și axează pe modalitatea de a șterge anumite amintiri dureroase din trecut, anumite traume, deci se leagă cumva tot de memorie, cum s-a întâmplat și în Cartea Secretelor. Cum se încheie manuscrisul lui Richard? Ei bine, aflăm brusc și subit că profesorul nostru universitar este găsit mort într-o dimineață la el în casă, într-o baltă de sânge. Și punct. Așa se încheie manuscrisul. Bineînțeles că mi-a venit să arunc cartea pe geam în momentul respectiv. Probabil că și agentul literar, când a citit finalul manuscrisului, a fost la fel de șocat și intrigat. El, spre deosebire de mine, a avut posibilitatea să pună mâna pe telefon sau, mă rog, cum se proceda la vremea respectivă, să-l caute pe autorul manuscrisului, să-i ceară o continuare, cu atât mai mult cu cât avea convingerea că acele fapte erau fapte reale. Ei, ce să vezi, autorul nostru, nu cu mult timp în urmă, murise din cauza unui cancer. Așa că, ce să facă agentul literar să obțină continuarea? Ia legătura cu un jurnalist, un prieten de-al lui, știind că acesta are relații prin diverse domenii și poate reușește să dea de capăt acestei crime. Așa se face că în a doua parte a cărții, pentru că avem trei părți, e cartea structurată pe trei părți, în a doua parte îl avem drept narator pe acest jurnalist pe numele lui John. Acesta încearcă să deslușească misterul, să afle cine este criminalul, stă de vorbă cu diverse persoane din anturajul lui Richard, din anturajul lui Joseph, din anturajul profesorului,
însă nu reușește să-i dea de capăt, așa că și el la rândul lui apelează la un fost polițist pe numele lui Roy. Acest Roy este al treilea narator al cărții, el preia comanda, să spun, în cea de-a treia parte a cărții și reușește cumva să și deslușească misterul și să găsească criminalul. Mi-a plăcut această carte, deși, repet, se seamănă extrem de mult cu Cartea Secretelor, poate și de aceea s-a apelat la aproximativ aceeași copertă, după cum puteți observa, dar nu m-a deranjat, adică sunt totuși povești diferite, evident că nu același personaj este vinovatul. Mi-a plăcut mult această carte, mai ales că eu sunt pasionată de thrillere, după cum știți deja, acesta fiind și un thriller psihologic, mi-a plăcut mult intriga aceea. Am văzut câteva nemulțumiri, să spun, în mediul online, cum că cei trei naratori din carte au cumva aceeași structură a gândirii, aceleași fixuri, aceeași logică. Nu m-a deranjat treaba asta, vă spun sincer, eram mult prea focusată pe aflarea adevărului, pe aflarea criminalului, cât să mă mai intereseze să analizez personajele la nivelul ăsta. M-a interesat oricine o fi, doar să afle odată adevărul. Acum, asemănări cu Cartea Secretelor, poate v-ați dat deja seama, avem de-a face cu aceste aspecte psihologice legate de memorie, de amintiri, de modalitatea de a șterge amintiri dureroase. Și acolo, în Cartea Secretelor, aveam de-a face cu un personaj la începutul cărții, dacă vă mai amintiți, care și-a pierdut oarecum memoria și nu mai știa dacă el este un criminal sau pur și simplu s-a întâmplat ca în anii de studenție să se trezească într-o cameră de hotel cu un cadavru și să n-aibă el nicio vină. Da, și acolo și aici, personajul acesta de la început, care cumva ne aruncă așa bomba și apoi dispare, și acolo, repet, personajul acesta care nu-și mai amintea trecutul moare subit, nu ne mai poate oferi detalii, nu ne mai poate da deznodământul. La fel cum și aici autorul manuscrisului, vă spuneam, a murit chiar înainte ca agentul literar să ajungă la el și să-i ceară continuarea manuscrisului. Așa se face că această carte nu s-a terminat după primele 100 de pagini, dar nu avem deznodământul aflat de la Richard, ci trebuie să ne chinuim un pic să aflăm adevărul. O altă asemănare avem de a face tot cu studenți, tot cu o crimă petrecută în anii de studenție ai cuiva. Așadar, mi-a plăcut această carte, i-am acordat pe Goodreads tot 5 steluțe din 5, la fel cum am făcut cu Cartea Secretelor. Vă recomand să o citiți, aceasta este de fapt, repet, ordinea, Cartea Oglinzilor, iar ulterior Cartea Secretelor, dar nu contează în ce ordine le citiți. Nu m-a deranjat, n-am avut niciun inconvenient că citisem prima oară Cartea Secretelor, dar vă recomand să le citiți, repet, dacă vă plac aceste thrillere psihologice și... Încă o dată, nu m-a deranjat că, într-un fel sau altul, povestea se aseamănă destul de mult între Cartea Oglinzilor și Cartea Secretelor. Cam atât despre Cartea Oglinzilor și Eugen Ovidiu Chirovici. Pe mine mă tentează, sincer, să citesc și alte cărți de Chirovici, să vedem dacă e tot pe stilul ăsta de thriller, thriller psihologic sau de care o fi el. Vă voi ține la curent oricum. Până atunci, urmăriți-mă pe Instagram, pentru că și acolo mai postez câte ceva. Bineînțeles pe Goodreads, pentru că acolo fac în permanență update cum apuc să mai citesc câteva pagini din vreo carte. Acolo veți vedea și ce cărți am mai terminat de citit. Noi ne vom revedea miercuri, cum v-am obișnuit deja. Nu știu încă exact cu ce anume, despre ce vom vorbi, dar sigur voi fi aici. Așa că ne revedem cu drag!